prioritate pentru administrația județeană în acest an este dotarea școlilor cu grupuri sanitare moderne. Prefectul județului Suceava a declarat că din cele 813 unități de învățământ din județ, aproximativ 600 nu au grupuri sanitare. În acest sens, prefectul a cerut autorităților locale să aloce bani în buget pentru modernizarea toaletelor din școli. A fost o preocupare din anul 2012. La nivelul județului funcționează în anul școlar 2012-2013 un număr de 821 de unități școlare, din care 180 sunt în mediul urban și 641 în mediul rural, cu număr total de elevi de 94.522. Din aceste unități, practic, 214 sunt autorizate sanitar, deci, practic, îndeplinesc condițiile legate de igienă și înseamnă că au asigurată apa și, curentă și canalizarea. Deci, practic, un număr de 6-7 de unități nu au primit această autorizare sanitară și nu îndeplinesc condițiile din acest punct de vedere. Am discutat cu specialiști și ar însemna o investiție de aproximativ 95.000 de lei pentru o școală în vederea construirii unui grup sanitar. Deci, aici vorbim și de clădire, iar în situația în care clădirea există, deci practic vorbim de reamenajarea unui spațiu deja existent, discutăm de o sumă undeva între 50 și 60 de mii de lei. Deci pentru județul Suceava discutăm de un necesar de aproximativ 57 de milioane de lei. Sigur, este o sumă importantă. Noi am încercat și la începutul acestui an să sensibilizăm autoritățile locale și am solicitat practic în momentul în care vor construi bugetul pentru anul 2013 să aibă în vedere două elemente importante. Aici mă refer la a asigura sume pentru situațiile de urgență și totodată pentru învățământ și acolo unde putem să sprijinim, să construim aceste grupuri sanitare pentru că sunt necesare.